Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am găsit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Cred că nu o singură dată v-ați întrebat de ce prețurile în Republica Moldova sunt într-o continuă creștere și cum s-ar explica acest fenomen. Or, astăzi, în cadrul emisiunii, ne-am propus să discutăm despre creșterea prețurilor la legume, la benzină, la alte servicii și bunuri care le simțim pe propria pele. Salut prezența în studio a domnului Vladimir Golobatiuc, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. și a domnului Veșeslav Ioniță, expert economic, bună seara și bine ați venit la Reflectorul Analitic. Bună seara. Domnule Golovatiuc, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Iată și pe de socializare și noi în cadrul diferitor instituții media dar și societatea civilă în același timp s-a arătat a fi deranjată de prețul la cartofi, care în ultimul timp a luat proporții semnificative și este stranie și poziția Ministerului Agriculturii care spune că creșterea prețurilor pentru cartofi în această perioadă rămâne a fi neîntemeiată. Cum s-ar explica acest fenomen? De ce astăzi ne trezim cu prețuri atât de mari și, de fapt, unde este esența problemei? Vă rog. Я хотел бы начать несколько с другого. Эм, цены и динамика изменения цен это очень важно и с точки зрения э, отдельного человека, социальный аспект. Вот, кстати, пришла мысль не зря, вот Энгель сказал, что все свое теоретическое здание Марс построил, исходя из, общеизвестной, из общеизвестного факта, что прежде чем заниматься философией, наукой, политикой, люди должны есть, пить, одеваться. И от того, как они это делают, по каким ценам они это получают, какого качества это, они и оценивают власть. И то, что происходит в нашей стране, причем вы правильно отметили, постоянно цены растут. То, что цены растут, это общеизвестно, и это в принципе нормально. Но то, что они растут скачкообразно, то, что они растут на то, что в Молдове расти не должно, на плодовочную продукцию, это недопустимо. Вы отметили картофель. Но я бы перечислил и другие сельхозпродукты, которые в Молдове вот в последнее время особенно выросли. Это лук в два раза, вот апрель-к апрелю да. в два раза. Это капуста, это тот же картофель, это другие в целом овощи, овощная группа. Понимаете, за, я как-то считал, что за несколько лет, не в этом году, а вот именно в августе в сезон когда должно быть снижение цен. Да. За несколько лет в Молдове, это было несколько лет назад, цены увеличились в два с половиной раза. И для сравнения взял Санкт-Петербург. За тот же период цены увеличились на 24%. Вот тебе Молдова в два с половиной раза цены на плодовочную продукцию. Поэтому, конечно, это ненормально что происходит рост цен и на картофель, и на лук, и на капусту, и на другие продукты, которыми Молдова гордилась, и по праву гордиться должна сейчас. Это недопустимо. Da. Domnule Ionită, de la 90 încoace ne tot place să zicem că Republica Moldova este o țară agrară. Iată, ajungem în anul 2019 în care cartoful crește mult mai. sau este și cultivat, dar mă refeream aici la prețul pe care îl avem astăzi, este de câteva ori mai, mai mare decât în țările vecine. Dumneavoastră spuneați în cadrul unor alte emisiuni că, spre exemplu, cartoful din Belarus este la cât? La aproximativ la 2 lei echivalentul. Cum De la 2 explica? până la 5 lei kilogram da. în Belarus. Eu aș, înainte de a trece pe detalii pe care vă rog. aș spune câteva lucruri. Noi, din nefericire, supraplătim față de prețurile care trebuie să fie corecte, și acum și-aș spun ce înseamnă prețuri corecte, sume enorme anual. Calculați mai mulți ani în că noi plătim cam vreo 10 miliarde de lei în plus anual. Acum voi da alt cifră. Este așa un indicator care nu e calculat de mine, e calculat de organizații internaționale. Fluxul ilegal de capital al Republicii Moldova anual pe ultimii 10 ani de zile, în fiecare an e 900 de milioane de dolari din offshore în offshore și aici se include și prețurile care noi, să zicem așa, oamenii care au o poziție de monopol și pot impune niște prețuri care nu sunt justificate economic. noi avem aici la medicamente, nu discutăm care sunt prețurile. Eu mi-aduc aminte în Parlament, am avut cel 3-4 legi ca să reglementăm cumva prețurile la medicamente, să facem ordine până în ziua de azi nu-i ordine. La piața pe petrolieri, petroliere, dacă a să ne ajunge, da, să ajungem, a, a să, ajung. să ajungem și să discutăm, a fost până în 2016 o situație. după asta s-a schimbat, acum iar s-a schimbat. Când s-a schimbat ultima lege, era clar că după asta o să crească prețurile. Acum, ne întoarcem la cartofi. E, cel mai tare ce văd unii ies în față, și spun domnul Ionită, și nu mă domnesc la fiecare, dar voi vă gândiți la țăran, vă gândiți la sărmanul omulean care crește tot asta, oameni de zile, motorină, benzină și nu știu ce acolo. Spun, băi, oamenii nu băgați țăran în toată povestea asta. Cartofi sunt cumpărați în gro la 4-5 lei, transportul mai costă un leu, Pui toate impozi, tot ce vrei. Deci țăranul, dacă vinzi cartoful cu 10 lei, țăranul tot 4 lei primești. Dacă vinzi cartoful cu 20 lei, țăranul tot 4 lei primește. Nu băgați țăranul în toată povestea asta. Țăranul cum n-a primit nimic pentru cartofi, așa și nu primește nimic. O leacă m-a amuzat din tău și cineva situația. cu că, Nu, cu o declarație oficială. Situația nu te amuză, situația te dus la lacrimi. A ieșit cineva cu o declarație oficială și spune că cartofii s-au scumpit cu conjunctura internațională și au început să spui niște prostii. Eu, eu, mă gândeam atunci, băi, oameni buni, că nu era internetul, că nu era nimic, puteai păi, scrie poveștile astea. Dar cum ai luat frumoșel? Eu că de poate de verificat de în clipe Tu ai luat scris cumpăr cartofii în din Belarus. Da. Și acolo îți spune foarte clar să vând. De la 20 de copii și de alor, da, da, un lei noștri. De la, spunește, de la un leu 70 kg până la 5 lei ceva. Admit că cel de un leu 70 nu sunt cele mai bune. Noi, moldoveni, consumăm numai cele mai bune cartofi, elitare, tare, calitatea cea mai bună, 5 lei. Gata, am ajuns. 5 lei, că și transportul costă exact un leu kilogramul. Ai mi mi-a adăugat un leu, ai șase lei. Plus impozite, sunt te că atunci Belarus îți întorc înapoi impozite, în cum îi spun tăvau, da? Dar când tu importi din Belarus, Belarusul îți întoarce înapoi tăvau. Dar eu pun scot asta, uităm, zici în Belarus nu întoarce nimic, adun totuși ajungi la șase, 7 lei. De deci, ce tot ce vreau să spunem aici, ce, domnul Goloatico a spus o, o frază care eu aș vrea să o repet. Că prețurile cresc sau nu cresc, ele se întâmplă cresc. Sunt două probleme mari. Eu, în general, nu-mi place că prețurile sunt mari sau mici. Dar da. prețurile pot fi mari și, -și justificat. Eu îmi place noțiunea. Prețul este corect sau nu este corect? Deci prețurile pot fi corecte și prețul pot fi incorect. Și a doilea. Din punct uite, de vedere economic. Economic, da. da. Și noi vorbim că dacă prețul nu este corect economic, din cauza că unul are o poziție de monopol condiționată de faptul că el este favorizat și el are renta, noi o numim renta de monopol, și el își bate joc de noi, atunci intervine instrumentele pieței. Și noi uh, am creat, trebuia să creăm în 2003, noi ne-am angajat, creăm Consiliul Concurenței. Păi iată aici să, întrebăm. Ne-am angajat adreptat. ca creăm. Nu l-am creat patru ani de zile. Toți se întrebă, băi, voi ați spus că o faceți. Și tot de am, ce nu faceți? Am, am întins -o atunci care era guvernarea și e, dar nu s-a schimbat nimic, era una, doua, tot acolo. După asta, în sfârșit, l-am creat. Ca în 2013 ce să ne spune europenii, băi, dacă vreți să acordul cu noi, voi Consiliul ăsta care l-ați creat, l-ați poriclit Consiliul Concurenței, dar nu face nimic. Haideți să creăm legislație. Am creat legislație. Mi-aduc și acum aminte cu frică în spate, când am venit în Parlament și am spus că trebuie să majorăm bugetul Consiliului Concurenței, că el este nefuncțional, de la 3 milioane la 18 milioane. Băi, oameni buni, l-am mărit de 6 ori într-o zi. Iar eficiența? Nu, ca să înțelegi, în istoria Republicii Moldova, nu a existat niciodată o instituție să primească atât de mulți bani într-o zi. Ca după aceasta, eu cred că cetățenii Republicii Moldova, de am au trecut din 2007, om, 12 ani, au dreptul, după ce au cheltuit zeci de milioane de lei pe acest Consiliu, după ce a venit asistență de unde vreți, după ce a modificat legislația, noi le-am dat în lege, că dacă e oprins pe aceștia, le aplică amenda 10%, 5%, 5%, din 5 din cifra. De, trebuia să fie 10 și a zis că e prea mult, că ai să fim mai umani bani și s-a scăzut la noi 5%. Eu minte, în, lege era inițial 10 și s-a scăzut la 5%. Deci, din cifra ar... de afaceri. Din cifra de afaceri. Dacă el de o pildă vinde cartofi de 1 milion de lei și vinde alte producții încă de 20 de milioane de lei, amenda se aplică nu pe cartofi, dar pe da. tot ce vinde el. Deci legislația la noi am primit-o euroconform. I-am făcut tot. Eu vreau să avem primul rezultat. Eu vreau să iasă. Din ce cauză este bine să-l pedepsești odată? Că dacă ai pedepsit odată, da. știți din ce cauză hoțul nu sparge casa? Nu trebuie multă minte. E dus că chiar tu fereastra și ușor într-o în casă. El nu sparge casa, nu dacă nu știi cum. Dar știi că ați ceva. La noi, agenții economici își permit să fie cum sunt, din simplu motiv că știu că nu se va întâmpla nimic. Da, domnul Golovaciuc, da. haideți să vorbim tocmai intenționat să vă întreb despre acest Consiliu al Concurenței, eficiența pe care și-o demonstrează sau nu și-o demonstrează în societate și de ce aceste prețuri explodează peste noapte. E firesc? Ce nu funcționează în acest mecanism? Вячеслав поднял очень правильный вопрос, вернее, посмотрел на эту проблему с другой точки зрения. Да. Не стоит... То есть мы уже поговорили, и можно продолжить говорить о ценах на отдельные товары. Но у нас не срабатывает общий механизм. Один человек попросил меня лет пять назад ну, разобраться с ценами, что происходит, почему у нас вот на Елисейских полях ты покупаешь футболку или шорты за 10 15 евро, у нас она стоит 20-25. У нас выше, чем в Европе или в других странах, цены не на отдельные товары, а на все. У нас изменен, искажен так называемый масштаб цен. У нас цены на все товары, как говорил Вячеслав, экономически не обоснованы. Значит, не работают какие-то общеэкономические механизмы. И именно для этого был создан, ну, кроме всего прочего, агентство по регулированию... Да, там Еще и много вопросов мы, наверное, сегодня подойдем. Да, но это П нет, не... Нет, я имею в виду, по конкуренции, по защите прав да, и так да, далее. Да. Он неэффективен, он не работает, ищут какого-то сговора, ну, неужели да. они будут письменно договариваться и подписывать какие-то документы. Ведь в стране, хорошо, давайте оставим это. Э -э общее, что стоит за этим? Не отдельные цены на отдельные товары, а больше всего бьет это инфляция. Ведь инфляция проявляется через рост цен. И у нас происходит вот э, акселерария, ускорение инфляционных процессов. Что об этом власть не знает и не знала? Национальный банк уже три рапорта подряд пишет, начиная с о, осени, там, в октябре, в январе вот сейчас уже э, в мае говорит о том, что инфляция растет и будет расти. И пик она достигнет э, в четвертом квартале то есть цены пойдут в рост. Что <coughs> двигателем этого процесса является? Да. Отгадайте одного раза. Да. Продовольствие. Э, товары, вернее, тарифы, то есть товары, на... регулируемые. регулируемые вот. И здесь, кроме всего прочего, еще и импортируемая инфляция. Но здесь некоторые говорят: вот э, обесценение Лея ну не совсем так. Потому что год назад евро был более 20. Я ну не Да, я да. Вот да, да, ну не причали. А да. Поэтому э, рост цен на эти товары нельзя объяснить э, обесценением лея. Здесь что-то другое не срабатывают, повторяю, механизмы. Что с, проблема с картошкой, с луком? У нас что? Э, да, надо признать. Восемнадцатый год, была засуха, у нас сократилось производство и лука, и помидор, и капусты, и овощей в целом где-то процентов на 9-10. Но, Но мы же военное положение. Правильно, да. я мы говорю, что государство ровно. об этом не знало? Да. Давайте посмотрим, что было год назад в апреле. Тоже был рост цен. Два года назад снижение, три года назад тоже рост цен. Значит, это какая-то сезонность. Почему государство не подготовилось к этому? Почему не сделало соответствующие оферты? Почему не заполнило склады? А наоборот, по имеющейся у нас информации, на таможне остановка. Дом депутат, я вам вам требую, что с этим плаком продукты, которые сунут меценуте прецу, реал или артифичал, я имею в виду, что продукты агрикулы, рапортаты на пьяца де Săranii noștri, agricultorii, se limitează în mare parte la consumul intern sau avem totuși căi de desfacere? Mă refer aici și la aceeași ceapă pe care ați pomenit-o, aceiași cartofi și așa mai departe. Vă rog. Ia. Uh, Знаете, у нас очень часто используют термин ⁇ захваченное государство да. ⁇ Это не то, что кто-то с автоматом там где-то, оно действительно захвачено. И в данном случае то же самое. Производитель, когда говорят о махинациях, о сговоре производителей, я согласен с Вячеславом, здесь дело не в крестьянине. И не в сельхозпроизводителях, и даже не в руководителях. Вот посмотрите на экране, я встречался на полях с людьми, они не знают, что делать с этим луком. Они убирают лук, хороший урожай, качественный продукт. Мне руководитель, хозяин бизнеса говорил, да. мы не знаем, куда его деть, все закрыто, стучимся как головой об стенку. А в это время мы тысячи тонн лука импортировали из Украины. Вот такая политическая солидарность с режимом э, была Порошенко. Поэтому, Поэтому я полагаю, что здесь чистой воды сговор. И от этого, если вот на днях была информация в Фейсбуке одного человека, структура цены, наверное, заметил. Вот если посмотреть структура цены по той же картошке, луку и так далее, то там зашкаливает рентабельность. Долненько, прецерный, ворревенила Фереск. ele trebuie să revină, dar asta iarăși noi acum discutăm, deci cum duci apă cu o caldare care nu are fund. Deci nu poți să o duci, cum nu te chinui, cum nu, nu duci apa. Așa și aici, prețul ele nu cum pot deveni normale în condiția când ai economie nefuncțională. Un lucru vă dau la producția agricolă. Deci avem două probleme, și pe o parte și pe de alta. Vă dau, iarăși țăranul, mulți spun că uite țăranul, băi oameni buni. Noi în prezent, în ultimii trei ani de zile, au crescut exporturile de grăunțoasă, asta între grâu, porumb, floarea soarelui, de la 200 ceva de milioane, aproape 500. Credeți că țăranul a sămțit așa să crește de export? Credeți că el a primit un preț corect pentru faptul că noi penetrăm o piață? Întrebarea mea este... Consiliul de produs când s-a discutat se creează. Când se va funcționa? Nu funcționează. Să a discutat în 2010-2012 și fie creată Bursa Agricolă. Ce înseamnă Bursa Agricolă? Vreau să explic acum la cei spectatori da. să înțeleagă. Bursa Agricolă este locul unde se înțelege vânzătorul, cumpărătorul și se formează Direct. prețul. Nu numai că se formează prețul. Prețul de la bursă dictează prețul toată țara. Mai mult ca atât. Faci preț la procurere în viitor. Pentru anul Co viitor. Compania care știe care rețele de magazine special rețele, știe cât va consuma, el procură cartofi pe oameni de zile înainte. Și dacă Moldova consumă 100 de mii de tone de cartofi și ei s-au procurat, eu știu precis că nu are sens să produc, cartofii s-au fost vândut la prețul respectiv. Dacă eu pot să vând la un preț mai mic, eu vin cu un fiert în o nouă pe piață. Și în felul acesta să știi care va fi consumul. Fiecare țară știe cât poate vinde, unde poate vinde, la ce preț poate vinde. Spuneți-mi vă rog, acum prețul care îl avem noi la cartofi, Credeți că nu transmite o informație eronată, țăranului că trebuie să bage în cartofi, el, uite, să vând cartofi cu 20 lei. Țăranul nu înțelege cum să o vând. El l-o cu 4 lei, așa și îl va vinde cu 4 lei. Nu țăranul primește ăștia 20 lei. Asta trebuie de înțeles. Ionice, deci dacă nu avem, bursă agricolă, nu avem bursă agricolă. Doi. Iarăși avem o economie foarte slab funcțională. Vă dau un exemplu care da. e puțin din alt domeniu și veți înțelege. La noi până în 2011 biletele la avioane erau cam cele mai scumpe. Deci puteai să zbori tot globul pământesc și costa tot atât dacă îți zbori din Chișinău până nu știu unde. Eu când aveam experți străini și veneau Moldova, spune, băi, ce cu voi sunteți cost de rai sau ce costă biletele 700, 800, 900 de euro dintr-un oraș din Europa până în Moldova. De deci, ce se întâmplă lucrul acesta? Legislația era monopolistă, nu dădea voie la nimeni absolut, nu dădea voie absolut la nimeni să vină în, 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 în Republica Moldova. Și noi, sub pretextul că protejăm -ă, uh, compania autohtonă, ne băteam joc cetățenii. Și nu, cu, nu datorită Ministerului de Ramură. Dar contrar Ministerului care proteja anumite companii, sub presiunea Uniunii Europene, noi am liberalizat piața și uitați biletele s-au dus în jos. Deci noi multe erori care le avem, le avem datorită legislației care de fapt în sine comportă uh, posibilitatea unora să facă ceea ce fac. Да, Тут э, происходит, оборот. вот продолжим. Мы несколько раз Вячеслав говорил об этом. У нас чрезвычайно высокий уровень монополизации. И в отдельных отраслях, и в экономике в целом. Даже говорили олигархизация это еще сильнее, еще больнее. Э, я уверен, то есть я не хочу сказать, что я не думаю, да. я уверен, что происходит сознательное. Э, ну, ну, убийство не применимо к <с отрасли. Мы убиваем экономику. Вот то, что Вячеслав говорил, э, вот буквально несколько дней назад. И у вас на канале была передача интервью с э, производителями. Они говорят, мы больше не, мы не будем заниматься этим делом. То есть производство овощной продукции. Высокая трудоемкость, высокие затраты. кто не да, да, да. Год мучиться в шлаурме принести патрулей пик 6 Да. Шесть оно импортачали шесть да, когда импортируем, калитатя, есть нечто суперуровня, потому что кого-то пришлось подумать, что мы в не на на рынке. Вы поймите, дело не столько в качестве, может быть даже и качественную картошку мы покупаем. Дело в другом, что осенью, когда ты едешь вот на север, на полях то есть на дороге просто стоят машины с картофелем, продают. То есть картошка в стране есть, лук есть, капуста есть, все это есть. Государство, у государства нет политики. Нет политики в отношении поддержки этих производителей. Должна быть четкая логистика. Почему мы говорим Турция? Это сплошная теплица, круг, круг, целый год, независимо, нет никаких колебаний от погоды, природно-климатических условий. У нас же было тепличное хозяйство в Стее. Почему у нас все это убито? Почему государство не занимается тем, чтобы вот, ну, каждый год в апреле, так давайте заниматься. Да. А честно, конкуренция, кто там поменит? политика депрессии? Напрямую нет. Напрямую нет. Они могут э, вмешаться в этот процесс, когда действительно есть какой-то э, сговор. Тогда, тогда да. У него есть облигация, где человек да, не пистяется. Облига... Есть облигация гарантия, что он медиум конкуренциал в стране. Но медиум конкуренциал означает, что он имеет корректные. И Când în țară sunt puțini operatori Este unul sau doi Deci uh, unul are o poziție dominantă Dacă are mai mult de o treime din piață Deci trebuie să fie cel puțin trei Și nu-i de ajuns să fie ei trei Ei trebuie să nu se înțeleagă între dânsii Și atunci el urmărește da. Că ei nu au poziție dominantă Că ei nu abuzează de poziția dominantă Că ei nu s-au înțeles Și dacă se întâmplă acest lucru da. fie de abuz, fie de înțelegere Asta este pedepsit conform legislației Și amenda este una extrem de mare Trebuia să fie 10% la 5%, asta poate însemna milioane de lei pentru cineva care a adus cartofi de tot de 100.000 de lei. Da, aici, în calitate de jurnalist, sunt obligat să fac o mică paranteză. Pe parcursul acestei zile am încercat să fac legătura cu reprezentanții Consiliului Concurenței. Ne-au spus că încearcă să găsească o persoană care, cel puțin, să intre într-un apel telefonic cu noi. Înainte de emisie, practic o oră, ne-au spus că agenda este mult prea încărcată și nu ne pot oferi acel punct de vedere al instituției pe care l-am solicitat. Este uh, dreptul dânșilor. Uh... nu este dreptul dânșilor. Este obligația Căția. lor să da. intervine. și eu v-aș recomanda după aceasta să întrebați, să vă trimită pe poștă oficial care a fost agenda lor, că nu le-a permis să răspundă cetățenilor ce se întâmplă pe această piață. Este o problemă care fierbe întreaga societate și iau o agenda încărcată. Rugați-i frumos, oficial, să vă dă în ce a constat agenda lor încărcată. Da, e o sugestie. Haideți să discutăm în cele ce urmează dacă prețurile se pot modifica peste noapte. Iau mele de regoare. Domnul Ionis, cred că dumneavoastră o să ne puteți spune, uh, experții economici s-au așteptat la o creștere de preț chiar a cartofului, pentru că vorbeam uh, la începutul acestei emisiuni, au existat premize să credem acest lucru? Dacă ar fi o economie de piață funcțională, poți face prognozele, poți face ce vrei și poți să spui cu certitudine ce va fi. Dacă eu știu precis cartofii în Belarus cu 5 lei și în Moldova apare un deficit, câte zile trebuie să aduci cartofii din Belarus? Două zile îți trebuie și orice deficit este acoperit în două zile. Și o pot să spun că nu cartofii în Moldova nu au de unde să scumpi din simplu motiv că piața poate fi... Noi nu suntem în război. Că, uh, au spus că anul trecut a fost roada micuță. Băi, oameni buni, în ziua globalizării, în condiția când logistica este perfectă, când poți aduce din Belarus în, 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 Nu știu cât merge mașina, dar nu mai mult. Deci toată afacerea durează numai mult de 48 de ore. Dumneavoastră mi-am spuneți că nu știți ce s-a întâmplat în Moldova. Nu se poate întâmpla nimic. Nu suntem țară izolată. Suntem o țară inclusă în economia global. Tot ce se întâmplă este nefuncționalitatea. Și asta este problema care deputații, dacă ar avea parlament, noi nu avem parlament, dacă ar fi parlament, acum deputații ar ridica întrebările ce se întâmplă. Că asta este prima întrebare. Și dați să dăm și ceva pozitiv ce s-a întâmplat. Știți că până în anul 2011, când am fost modificată legislația, de ce noi n-am avut practic frigider? n-am avut unități de procesare a producției agricole? Din cauza că era, era o legislație proastă și acum avem multe, dar o corecție care s-a făcut micuță. Da ca să construiești un frigider, trebuia să schimbi destinația terenului, trebuia să plătești vreo milion de lei pe un hectar e, e, impozit, trebuia să mai împli vreo 3 ani de zile prin birouri și trebuia să mai dai câteva zeci de mii de euro mită. Și a fost suficient două virguli să le schimbi, să spui, băi, dacă vrea cineva să creeze capacități de procesare a producției agricole, de păstrare a producției agricole, poate fi făcută și la noi procesul parcă s-a pornit, ați văzut de pildă la struguri, Аккумах 5 лей, не подвендь, Сербания, мажу ситуация, не Дар, тут не борсы, значит, а элементы сафакут, са дать не сафакут, а вторая, что-то то и очень счастливый, потому что Вячеслав, Я хотел бы, чтобы мы так можем говорить долго и бесконечно. Мы уже четко сформулировали. Э, отмеченный рост цен на эти продукты, он экономически не обоснован. Не обоснован. Вот я хочу подтвердить цифрами. Даже Белоруссия. Да. Мы два года назад импортировали из Белоруссии э, менее 5 тысяч тонн картофеля. В этом году за два месяца, других данных нету, уже почти 12 тысяч тонн. То есть идет конъюнктуру, мы знаем. Цена известна. Почему такая цена у нас? Есть предмет для исследования, расследования на лицо. Совсем конкурент. Конечно, да. конечно. Я не думаю, что у нас сотни импортеров, их даже не десятки, их можно э, на пальцах рук посчитать, сколько не, одну у нас. Одну руку спрятать пожалуйста. Вот, понимаете? То есть у нас чрезвычайно высокий уровень монополизации рынков, рынков товарных, всех. У нас ограниченное количество импортеров мяса, ограниченное количество импортеров картофеля, овощных и так далее и тому подобное. Поэтому разобраться, это проблема уже ну, соответствующих органов, почему это происходит. Почему на рынке такая дырка, это дело правительства. Из года в год повторяющиеся явления, значит, надо подготовиться. Я хотел бы то, что говорил 15 минут назад, обратить внимание на то, что у нас идет усиление инфляции. От этого Ведь я помню 90-е годы, когда правительство требовало у валютного фонда повлиять на национальный банк, чтобы он дал деньги правительству для погашения долгов по зарплате. И был объявлен перерыв. И я этому руководителю одному из вице-премьеров да. говорю: подождите, но будет инфляция деньги не успеют, зарплата дойти от Кишинева до Вулканешта или Бричан, как рост цен съест и это увеличение и было. зарплаты. Но он говорит, нас это не касается, нам главное погасить. Вот так и их. Их не касается. Они сказали, мы увеличим зарплату, а то, что за этим последует увеличение цен, которое съест напрямую это увеличение зарплаты, их уже это не волнует. И это происходит. Маховик инфляционный начался. Мы не обращаем на это внимания сейчас. Но извините, в апреле инфляция 3,2%. Маленький уровень, низкий уровень, 3% ерунда. Но в декабре это было 0,9%. Рост какой? А в, в конце года будет больше 8%, только официально. Реальные расчеты показывают, что она будет двухзначной. Что за этим стоит? А за этим стоит дальнейшее обнищание населения рост зарплаты, которую обещает дальше продолжить, посмотрим, да. удастся или нет, он будет полностью съеден увеличением роста цен. А эта инфляция, которая сейчас рост в разы, это еще без пересмотра тарифов которые будут пересмотрены. Да. Да, я я ну, мы инфляции, постарая курсы валютар, потерянка, то мать от экономии Да. Если вы хотите умереть экономии, если вы хотите умереть экономии, cursul valutar puternic, ceea ce este la noi. La noi am avut șocuri valutare. Valuta joacă și cineva câștigă bani. Dar, în general, eu nostru s-a apreciat, inclusiv până acum a fost peste 20, acum e, bă, e puternic dictat anul trecut, în luna ianuarie. Și la o inflație ridicată, omori exporturile, omori economia noastră. Uitați ce se întâmplă la noi. La noi, anul trecut, am avut 2015-2016, o scădere a exporturilor inclusiv și din cauza Federației, când n-am exportat în Federație. Nu din cauza Federației Rus, dar când n-am exportat în Federație da. Rusă. Da, Corect, dar. Da, Europeană Și a început a crește. Și a început a crește. Mi -ați, m -ați da. stă, a început a crește. 2016, 2017 am recuperat. 2018 s-a accelerat. Iar la jumătatea anului, din cauza precierei valutului la noi s a stopat creșterea exportului. Ele cumva mai merg încă. Dar noi factorii de creștere s-au stopat. Deci inflația condiții. mare, valuta puternică. Da, de... eu, eu, rămân la prețuri. Iată, în perioada. Da, da, în perioada aceasta recentă. Am mai asistat la o creștere, este vorba de prețul pentru combustibil. Logic, în mentalitatea celor mai mulți care ne vizionează, oricum s-au pregătit psihologic. Este vorba de creșterea prețului la combustibil, cartofii, și ar urma ceva în lanț, da? E o percepție reală sau este oarecum eronată? Toate aceste scumpiri vor duce Când altele? Dacă vom avea scumpiri la gaz, vom avea creșterea tarifului la gaz, o să ai după asta creșterea tarifului la Abă. energie termică, după asta creșterea tarifului la apă, energie după electrică. asta trebuie energie electrică să ai creșterea tarifului și după aceasta ai creșterea tarifului la transport. Transportatorii de mult strigă că trebuie să majoreze tariful și ai toate acestea. Eu n-aș vrea să băgăm în sperieți oamenii. Dar asta este... Trebuie stiu... să facem o stare de lucruri Asta e o consecință. o consecință. Și atunci noi ne trezim în situația în care ai o economie infuncțională, o ții de gât cât o ții, dar nu poți ține mult. La un moment dat trebuie să dai drumul și e când se duce, se duce. Uitați-vă ce se întâmplă acum. am uitam pe raportul Bancii Naționale, acum fac niște raporturi ca să le poată vedea și cu grafice. Toate tipul de e, masă monetară e, a scăzut, cu excepție unei. Bani da. Ce mă ce, ce înseamnă lucrul acesta? Deci, noi, în principiu, tu când ai bani e, e, în conturi, când ai bani în depozite, asta înseamnă că banii se duc în economii, în investiții. La okay. noi unde se duce? Se duce la consum. Anul trecut, eu mă bucur și după patru ani de cădere, a căzut volumul de creditare la nivelul minim până în februarie, din februarie crește. Dar în baza la ce crește? La consum. Deci uitați-vă la noi, tot ce crește acum crește pe consum. Și consumul acesta de, de fapt banii, loc să ducă să fie nu știu cum să spun, să fie înghețați de producție, să ducem consum, acestea. Și la prieturi, toate acestea și la prețuri, toate acestea și la tot ce vrem noi. Iar acum stăm și așteptăm cu nerăbdare ceilalți tarifi care cel mai probabil că vor crește. Banca Națională repet ce a spus domnul Gălătiu, că de aici Banca Națională atenționează Я хотел бы подчеркнуть: то, что растет потребление, это Да. Это не так уж и плохо. Но оно растет потребление в номинальном выражении, в физическом объеме, реальный объем потребления отдельных товаров сокращается. Или происходит что? Смещение, так, если как умные люди говорят, смещение кривой на более низкие, низкого качества товары. То есть люди отказывают себе в потреблении одного вида товара, переходят на аналогичный, но менее качественный, просто более дешевый. Это отражается на здоровье, отражается на качестве жизни и так далее и тому подобное. Eu Consumul să revenim, este da. bun dacă consum, creșterea consumului generează creșteri de producție. Dar dacă la tine creșterea consumului generează doar importuri, asta îți arată că ai o economie omorâtă. Vă dați seama, tu ai consum. Uitați, oamenii au luat numai credit, au luat 2 miliarde și ceva de lei pentru consum. Deci, dacă agenți economici primesc 2 miliarde de lei sub formă de consum, logic ne-am gândit că el trebuie să înceapă producție, produce. Băi, oamenii consumă. Nu, la noi este întâmplă importurile, lucrurile acestea se bate și pe piața valutară, lucrurile acestea, de fapt, și îți creează? Îți creează distorsionări în economie și tot ce trebuie să facem. Noi să ne gândim de ce nu lucrează economia națională. E ca să te -o da, domnilor, Ia, deputat, că de uh... uh, o clipă. Eu vroiam uh, să revenim un pic la cum și să uh, vă întreb. Iată, asistăm în Republica Moldova la un paradox. Atunci când prețul pe piața internațională crește, respectiv această creștere o simțim și noi. Însă cealaltă monedă, partea monedei nu o simțim. Când prețul scade, de ce prețurile nu se fac simțite și în țara noastră? Pentru că importorul poate să ce? ce face în reu? Ce fac celelalte ce instituții? Face? Мы в прошлом году, э, партия социалистов, фракция социалистов Здорово. в парламенте, неоднократно, ну минимум три раза мы требовали э, вызвать на РЭ с информацией, но ну, не просто с информацией, а с объяснениями. Мы прекрасно понимали, что нам не нужны объяснения, мы понимаем, нужно было поменять регламенты. Потому что они заносят, там же все просто, программа в компьютере туда заносят мировые цены, курс нажимают на enter и выходит цена, тариф. Вот цена на бензин должна быть такой. И точка утвердили, и до свидания. Да. Надо было пересмотреть. А что у нас происходило? На РЭП принимает решение о повышении цены, через два часа премьер отменяет это решение, обращается в суд, суд отменяет решение. Ну вот такая вот функциональная Ситуация. экономика, да? Поэтому э, э, у нас чрезвычайно, ну как, порядка 40% цены э, бензина, цены топлива у нас это налоги. Мы предлагали сократить долю там, э, прямых или, ну прямых нет, косвенных налогов, те же акцизы. Акцизы. Вот. Сократить, ну как выход, как разовая сделка. Дальше, диверсифицировать рынок.

Prețul la 110 dolari pe un baril, pe un a scăzut până la 44 de două întreg ceva. Simt. Iar la noi aproape nimic. Dacă la noi partea partea producătorului e, în prețul benzinei era 3 lei și ceva, în acea perioadă s-a ridicat pe 7 lei. Și atunci nimeni n-a răspuns ce și s-a întâmplat atunci. Noi, e, e, din păcate, această piață, din păcate, ce o să spun, ea a fost eronat dată la Anria. Anriu N-are cum să o monitorizezi. Ei a au trebuie... stabilit plafonul limită. Gata, n-a mers, Ai, asta. Da. mers. Când, Trebuie să spun că când a fost plafonul, din toată situația cea mai proastă, asta a fost cea mai puțin proastă. Dar cu aceasta trebuie să ocupi Consiliul Concurenței. Iar vaga mea bănoială este că ei, din păcate, nu au capacitate să facă acest lucru. Deci noi a să urmărim mai departe cum avem niște prețuri. Dar nu sunt justificate. Când cineva spune că la noi benzina este mai ieftină decât în alte țări, nu este corect. Anul trecut am publicat, am scos impozitele și în special accizul din prețul la benzină și la noi benzina este foarte scumpă. Este mai scumpă decât în Marea Britanie. Că da, în alte țări, de exemplu, la noi accizul acum e mai puțin de 20 de cent pe litru, în majoritatea țărilor 50, 60, 70, adică dacă acolo accizul e mare. Dacă scoți accizul, atunci tu îți dai seama că la noi, de fapt, benzină e scumpă. La noi e scumpă în Republica Moldova. E mai scump ca în România. În ce sens? Că tot cum e mai scumpă? Da, dar acolo accizul e mare. Scoate accizul de acolo, scoate accizul de aici și vedeți că de la cei care operează în alte țări sunt cu mult mai mici ca Moldova. Nu, noi ușa ne că e o cezvăciaină văsocă a țină atnăsitil la urăvnea de Păi este un indicator foarte simplu. Câte litri de benzină poate cumpăra un cetățean de pe un salariu? Da. Și aici începe a plânge. Când iei salariul și câte litri de benzină da. pro... și asta nu l-am inventat eu. Este un indicator că ați și toată Europa. Correct. Eu pur și simplu am luat publicat anul trecut. Moldova nu era, dar nu e greu să o, să o introduce în listă. Și atunci noi vedem că după ce se termină coada listei, mai mergi în coleacă și după aceasta apare Moldova la orizont. Domnule Golovatiuc, da. cred că mai avem vreo 8 minute la dispoziție. Vreau să vă întreb, iată prognozele pe care le-ați face dumneavoastră sub raporturi de prețuri pentru viitorul apropiat în țara noastră, pentru că și în calitate de deputat ați fost întrebat, cred că nu o singură dată, ce urmează să se întâmple, ce politici viabile, ați vorbit un pic mai devreme, că și statul aici ar trebui să intervină și să ia o poziție fermă. Ce se întâmplă? Și agenții economice în același timp. Прогнозы, опять же, Здорово. есть два типа прогнозов. Вот ЛСФР. То есть идет как идет. Если ничего не поменять, то ситуация не изменится. Не изменится. Мы э, неоднократно в студии говорили о том, что проблема э, изменений цен, то есть проблема повышения цен, это результат нефункциональности экономики, нефункциональности экономических механизмов, не работает конкуренция, реальная конкуренция. Э, здесь и коррупционные схемы, и сговоры, и без сговоров и так далее. Необходимо э, Значит, будет идти то же самое. Прогнозы и Центрального банка, и Международного валютного фонда, что у нас будет увеличение, дальнейшее увеличение роста цен. Если, чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять политики. Необходимо поменять налоговую политику, с точки зрения стимулирования экономики, необходима поддержка производителя, необходимо обеспечить нормальную конкурентную среду. Все это есть. Нужно кардинально понять. Все это есть в программе Партии Социалистов, кстати, с которой партия шла на выборы. То есть по каждому разделу все есть. Необходимо возродить экономику. Наиболее устойчивой основой стабильности цен... Наиболее устойчивой основой ценовой стабильности в стране является экономический рост. Și atunci, totul va fi normal. În cazul normală a concurentului, în cazul normal a sistemului și în cazul normal a etc. Dar în ce perioadă de timp credeți că lucrurile ar putea reveni la, la lucrurilor lor firesc? Pentru că fenomenul migrației își spune cuvântul, prețurile sunt în continuă creștere, o bună parte din analiști economici cer scuze, zic că țara noastră mai trăiește datorită remitenților. E așa sau nu? Опять же, у нас с августа месяца сокращается приток денег от трудовых мигрантов. С августа. И это продолжается в этом году. И в январе, и в феврале и в марте сокращаются денежные переводы. Что делать люди? Мы говорили о том, что люди идут в банки. Из э, кредиты, так называемые кредиты в экономику растут то, прежде всего. Э, на 40% растут кредиты физическим лицам, которые идут но на 40 потребление. Процентов, но в прошлом году весь рост был за Да, согласен, согласен. Но это все на потребление идет. А торговля ориентируется на это. Мы, я боюсь, что может наступить серьезнейший кризис. Пока у нас стагнация экономики, мы вот колеблемся на уровне плюс-минус, но может быть серьезнейший кризис не платежеспособности населения, а по обслуживанию своих кредитов, которые миллиарды. Поэтому э, я боюсь, что если ситуация не изменится с точки зрения политик, проводимых политик в стране, тогда в стране будет очень плохо. Domnule Ionită, vreau să vă întreb, cum se explică faptul, iată, creșterea prețurilor pentru produsele de larg consum sau de primă necesitate? Aici aș face referire la ceea ce începeam noi, emisiunea la, la cartofi, și să vă întreb un lucru tranșant. Chiar cum scriau și colegii noștri din, din media că este vorba de o înțelegere de cartel a celor din domeniu. E așa sau e dur spus? cel puțin sunt toate elemente. Deci noi ne uităm și putem să presupunem că există o înțelegere. Nu aș vrea să dau eu calificativul acesta, aici, ar trebui să-l dai Consiliul Concurență. Ceea ce avem noi de făcut Republica Moldova. Avem problema Consiliul Concurență. Doi, cu legislația care a spus domnul Golovătiu sunt de acord. Noi în trecut am făcut un studiu legat cu impactul organelor de control asupra funcționalității economiei. Deci la noi organele de control și faptul că există o problemă, spus-o și prim-ministru, că le-a stopat activitatea lor, că ele, ele doar dau aduceau, deci el nu aduceau nimic bun, Rolul organului de control este de a garanta că cetățeanul de pildă nu cumpără cașcaval expirat, nu cumpără e lapte, calitativ. nu cumpără lapte cu uleiuri de, de cocos sau de, de palmier, în ce scuze. Și noi toate acestea le avem, lapte cu ulei de palmier avem, tot avem, dar organele de control se ocupau tot cu altceva. Și în studiul nostru a arătat că, de fapt, organele de control, sunt acele care distrug economia de, de, multe ori. Ele, de fapt, creează condiții de concurență neloială. Dacă m-ați întrebat pe mine unde apare concurența neloială, vă spun unde apare. Din organele de control. Vă dau doar un exemplu. O director unei companii mari, fabrici mari, îmi spune, domnule Iniț, eu voi fi voi să închid peste jumătate de an fabrica. Deoarece unul și-a deschis o fabrică de mobilă în, într-un depozit, produce fără niciun un fel de documente, absolut nimic, eu mă duc la poliție și spun, băi, fă ceva și spune că el tot trebuie să mănânce. Vă dați seama că organele de control, loc să aibă grijă, să asigure concurența, ce înseamnă concurență neloială? Cum poți tu să vinzi? Plătind impozite, cu unul alături vinde fără impozite. Și organele de control, din păcate, sunt o problemă, deoarece ele nu doar că nu garantează bună funcționalitatea economiei, dar ei prin acțiunile lor se întâmplă cu o moară economia bună în favoarea unei economii proaste. Ceea că noi avem ceea ce avem. și problema aceasta nu o spune doar domnul Ionită, Dacă a fost în voi prim-ministru să-i spune, băi, vă opriți, nu mai lucrați. Și piața agricolă, bursa agricolă. De când s-a vorbit, Republica Moldova, care pretinde că este țară agrară, și noi avem volume mari de producție agricolă și dacă ne uităm la exporturile noastre, dacă ne uităm la exporturile noastre, domni, până ce producția agricolă, fie primară, fie prelucrată, noi avem nevoie cu din de, de o bursă agricolă. Bursa aceasta agricolă ți-ar permite să, da. a, să ai în țară prețuri corecte și doi, ți-ar permite să -ți planifici producția pe 1 doi ani înainte, în condiția că nu ar funcționa. Domnul deputat, postul. aceeași întrebare. De ce această asta creștere a prețului la cartofi și nu, spre exemplu, nu știu, la produsele pe care le enumera domnul Ioniță? De ce acest punct vulnerabil? Мы уже повторяемся по третьему кругу идем. Да. Реально отсутствует конкурентная среда, отсутствует надлежащий контроль за формированием цен. отсутствует надлежащий контроль за импортом, за доступом, прямой доступ молдавских производителей к рынку. На рынке специально создаются дефицитные условия, и в этой ситуации растут цены. То есть все очень просто. Государство в лице правительства не исполняет свои обязательства перед экономикой. Экономика, поймите, есть одна простая и очень известная фраза. Инфляция – это тот налог, который платит общество э, за ошибки своего правительства. Точка. По этой ноте я обязан, чтобы мы подняли сегодняшний пункт. Спасибо вам за присутствие в студии. Дорогие телеспектаторы, желаю вам хорошего вечера с Акцентом ТВ. До свидания.